Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Publica Report. Ziua de astăzi a fost marcată de proteste. Un grup de sindicaliști și un partid extraparlamentar au chemat oamenii în centrul capitalei pentru a protesta față de guvernare și față de situația economică, fiind nemulțumiți de prețurile exagerate pentru serviciile comunale, pe de o parte, salariile și pensiile mici, pe de altă parte. Despre protestele, rolul sindicatelor și participarea formațiunilor politice la organizarea manifestațiilor de protest, vorbim în această după-amiază împreună cu analistul Igor Căldare. Bună ziua, domnule Căldare. Bună ziua. Vorbim împreună cu Nicolae Racoviță, președintele Sindicatului Independent Protecția Socială. Bună ziua, domnule Racoviță. Bună ziua. Și vorbim cu secretarul general PSD, Sergiu Coropceanu. Bună ziua, domnule Coropceanu. Bună ziua. În jur de 100 de oameni au participat astăzi la o acțiune de protest în piața Marii Adunări Naționale. Manifestația a fost organizată de Sindicatul Independent Protecția Socială, Partidul Social Democrat și câteva organizații non-guvernamentale. Protestatarii au cerut majorarea salariilor și pensiilor, dar și micșorarea tarifelor. Am solicitat să nu decurgă la majorarea tarifelor până când nu se clarifică cu tarifele vechi. Până când acele sute de milioane de lei care au fost cheltuite neargumentat nu vor fi întoarse înapoi. Хотим повышение наших пенсий, хотим, чтобы было понижено все наши коммунальные услуги. Даже на еду не хватает. Залезли в долги и до сих пор не можем никак рассчитаться. 30 лет в школе проработала, на руководящих должностях работала, 22 года была директором крупного предприятия, сейчас 900 лет пенсия. Как можно жить? Люди добрые, как можно жить? Скажите, мы честно проработали всю жизнь, честно. И нам спасибо копейки вам дали, а они миллионы в кармане ложат себе. Lumea nu mai poate exista. Nu mai poate exista. Asta e o bătaie batjocoră față de poporul moldovenesc, poporul. A fost fascistul german, dar acum e fascistul moldovenesc. Reprezentanții Sindicatului Protecție Socială spun că vor organiza mitinguri și în orașele Cahul, Soroca, Florești, Bălți, Comrat, Vulcănești și Aneninoi. Am văzut opiniile celor care au ieșit astăzi în piață. Domnule Căldare, vreau să vă întreb. Mă rog, noi cel puțin televiziunea a mai arătat protestele din Grecia, protestele din România, unde atunci când sindicatele organizează un protest, nu ies 100 de oameni, ies 10 de mii, 100 de mii. La noi protestele, bine, am văzut, nu era lume multă, poate vor veni altă dată ceva mai mult. Care este rolul, până la urmă, a sindicatelor și a celor care organizează astfel de proteste? Ca să înțeleagă și lumea, și persoana, și cetățeanul simplu, că atunci când sindicatele ies, bine, aici vorbim despre un sindicat independent. În general, vreau să vorbim despre rolul sindicatului. Atunci când se organizează proteste, de ce la noi ies 100 de oameni în stradă, iar în alte țări, cum este Grecia, cum este România, atunci când vine vorba să protesteze față de o politică bugetară, față de o politică a guvernării, ies 10 de mii, ies 100 de mii. Mulțumesc pentru întrebare. Eu cred că în ultimii câțiva ani de zile cetățeanul a pierdut încrederea în sindicate și nu prea înțelege cu ce ele se ocupă, pentru că rolul cel mai important care trebuie să-l îndeplinească sindicatele este apărarea lucrătorului, muncitorului care este membru al sindicatului corespunzător, sindicatului de ramură. Cu părere de rău, noi nu am avut multe pilde, cazuri de proiecte de succes când au fost apărate drepturile lucrătorilor și de aceea sindicatul este diminuat în ochii cetățeanului și a muncitorului. Într al doilea rând, eu cred că e foarte bine ceea ce am văzut astăzi în piață, însă nici sindicatele, nici partidul politic, nici ONG-urile care au participat astăzi la organizarea acestui meeting nu au utilizat tehnologiile moderne de mobilizare a oamenilor, de informare, de motivare a lor. Deci este, cred că, la nivel de tehnologii politice, o insuficiență și o incapacitate parțială, dacă nu totală. Bine, în opinia noastră, rezultatul acestor manifestații de astăzi, pentru cei care l-au organizat? Rezultatul ca acțiune sau schimbarea viziunii guvernului și a primăriei, eu cred că este aproape de zero, însă este un rezultat foarte mare și foarte pozitiv
pentru persoanele care au ieșit în stradă, pentru persoanele care au privit reportajele prin intermediul televizorului, radioului, oricare val de nemulțumire nu se ridică din start ca un val foarte mare. Deci e nevoie de un timp, de o perioadă de creștere. Și dacă această manifestare este punctul inițial pentru creșterea acestui val, atunci este foarte bine. Și eu cred că e posibil să fie anume așa. Domnule Racoviță, protestul de astăzi a fost organizat inclusiv de sindicatul pe care îl reprezentați, un sindicat independent. Ați încercat să vorbiți cu celelalte sindicate pentru că, până la urmă, un protest să fie mai de amploare, să fie cu un rezultat, cel puțin să iasă cineva să vorbească cu protestatarii, cel puțin inițial să se vadă un rezultat din aceste proteste. Deci, eu în primul rând vreau să spun că sindicatul nostru, cum am spus-o și la acest meeting de protest, întrunește în rândurile sale reprezentanții celor mai vulnerabile pături sociale. Deci, șomeri, pensionari, veterani, persoane cu dizabilități, studenți și reprezentanții business-ului mic. Atunci când dumneavoastră ați spus despre motivare, informare și toți vorbesc de ce așa puțini au fost și de ce nu au fost mai mulți, în primul rând, prin faptul că deja am spus cine. Poate unii n-au avut 3 lei să vină cu rutiera până în piață sau șomerul îmbla după un loc de muncă sau altceva. Deci, una din motivațiile că au fost așa de puțini oameni. Doi, noi am anunțat și concomitent. Avem organizații teritoriale în Bălți, Soroca, Ungheni, în Chișinău, în Vulcănești, Comrat, Cahul și colegii noștri din teritoriu au adunat populația acolo, membrii. Deci o parte din trânșii noi planificam ca să-i aducem organizați, să organizăm transport, să-i aducem, dar am rămas la aceea că e mai bine acolo în teritoriu unde sunt cunoscuți ei mai bine și unde ei cunosc situația mai bine, ca ei să lucreze acolo. Bine, de ce deci, nu ați organizat să adunați mai mulți în capitală, să vină în centrul, în piața Marii Adunări Naționale pentru a protesta? V-am spus că, cu regret, nu au venit toți, poate, acei care, deci, biroul permanent al sindicatului a lucrat destul de mult pe cursul la o săptămână, distribuind foi volante în care îi chemam pe toți cetățenii să vină la această manifestare. Din păcate, poate și timpul rece deja, oamenii nu au fost gătiți și a doua v-am spus și anume acei membri și pături sociale vulnerabile care... Auzi, cu celelalte sindicate ați discutat pentru, deci, mă rog, să se solidarizeze, să fie într-adevăr un protest solidar ca să poată... Vedeți că vorbit aici că sindicatele de ramură, vedeți că acesta nu este un sindicat obișnuit a muncitorilor, sindicat... a cei care muncesc sau de ramură. Este un sindicat absolut independent care își pune scopul de a încerca să aducă la urechea sau ochiul guvernării problemele care le au. Deci cele mai vulnerabile pături sociale din țară. Am înțeles. Domnule Coropceanu, vreau să vă întreb de ce și PSD-ul a ieșit odată cu acest sindicat independent la proteste, de ce nu a organizat un protest separat? Deci... Poate pentru simpatizații PSD-ului. Nu. Deci, în primul rând, fără supărare, dar trebuie să facem o simplă rectificare. Nici o supărare. Chiar dar că ne uităm doar la imaginea pe care tot postul dumneavoastră de televiziune le arată acum, o să vedeți că sunt mult mai mulți, ca să nu dau cifre acum, decât 100 de lei, decât 100 de persoane. Ceea ce ați spus dumneavoastră la început și nu ar trebui ca să ducem lumea în eroare că acolo au fost... Asta este informația pe care persoanele pe care le-au numărat colegii mei care au fost deci, în dacă, piață. Dacă câți au fost, domnul Coropcean, deci, dacă mi-am dat o cifră? Eu vreau să vă spun că hai să zicem așa, pe la 11 și 10, 11 și un sfert, când s-a pornit, deci toată acțiunea, eu cred că acolo erau în jur de 1000 de persoane. Deci puteți urmăriți și dumneavoastră, deci imaginele care au fost filmate pe parcurs. Dar eu vreau să vă spun că nu este aici cea mai mare problemă sau cel mai mare rezultat. Pentru că astăzi trebuia să sune primul clopoțel. Și aici sunt de acord cu colegul atunci când spune că nu ne-am pus drept scop ca să aducem oameni din teritoriu. Pentru că știm foarte bine cum se organizează meeting-urile la noi în Moldova, inclusiv și pe 7 aprilie.
și de 5 euro și de 20 de dolari și tot așa. Bine, tot este așa. Poziția dumneavoastră. Nu. Să revenim la deci, manifestațiile de astăzi. Păi de asta spun, de asta și spun că noi astăzi am mers prin de comun acord cu efortul tuturor de a organiza aceste meeting-uri de protest și în celelalte centre raionale pentru a transmite mesajul guvernării că nu totul se hotărăște aici la Chișinău, pentru că angajamentele care și le-au asumat și le-au asumat atât față de locuitorii capitale, cât și față de locuitorii celorlalte raioane, sate și comune, și că, dacă ați observat, noi am exclus din tot miticul de protest categoric oricare mesaj politic. Nu am încercat și am declarat cu această ocazie și într-o conferință de presă că nu vom merge pe careva mesaje politice. Am mers doar pe problemele sociale, pe acele probleme cu care se confruntă zi de zi fiecare cetățean, fiecare locuitor. Și eu nu cred că cu aceste probleme nu vă confruntați cel puțin și dumneavoastră zi de zi, pentru că la sfârșitul lunii, în cel mai rău caz, vine factura pe care trebuie să vă gândiți de unde o luați bani sau achitați. Iar prețurile umflate la factură, tarifele aprobate de către ANRE, fără controle complexe la acești furnizori, cu aprobarea în tarif a sumelor care nici de cum nu ar trebui acolo să regăsească, asta este problema. Și atunci, evident, oamenii, dacă ați văzut în mare parte, evident, sunt oameni din categorii social vulnerabile, sunt pensionari, cei care... Oameni săraci, ați văzut. Evident, cei care au venituri lunare de 700, 800 până la 1000 de lei, iar factura se cifrează până la 3000. Asta este și eu cred că ceea ce s-a dat startul astăzi este o acțiune destul de bună. Și cred că... Nu vă supărați, dar nu știu în ce casă trebuie să locuiești, să ai o factură de 3000. Eu locuiesc într-un apartament cu o cameră, factura, să zicem, chiar în timpul iernii este de 1000 și jumătate, cu tot cu încălzire. Deci, dumneavoastră, vreți să spuneți că apa, electricitatea, agent termic, aveți 1000 și jumătate? Acum. Nu, vă spun chiar pe păi, acum, pentru că luna octombrie nu a fost agent termic, pentru că luna octombrie ziua a fost mai mare decât seara, noaptea o să vedeți și factorul o să primiți dumneavoastră în luna noiembrie, pentru luna noiembrie, odată și cu majorarea tarifelor, pentru că 23% majorare la gazele naturale, pentru că 9% majorare la agentul termic, pentru că acum se mai introduce și ați văzut deși decizia primarului de a redistribui fiecărui locuitor din municipiul Chișinău cel puțin câte un metru cub de apă rece și un metru cub de apă caldă. Acum se insistă pe schimbarea contoarelor. Asta este lanțul spre care mergem noi acum și dacă îmi permiteți... Oricum nu sunt de acord cu dumneavoastră cu această cifră, nu vă supărați. Nu... Poate în sezonul rece cei care au 3-4 camere suprafețe foarte mari vor ajunge la astfel de facturi. Atunci ieșiți în stradă și întrebați oamenii care ce facturi primesc dânșii. Am înțeles. Ce ați obținut până la urmă din acest protest? Asta vreau să vă întreb. Că atunci când faci un protest, ai un scop. Am ieșit pentru A. 1. Să impun guvernarea cel puțin să iasă la negocieri. 2. Să discutăm despre tarife și problemele persoanelor. Deci, în primul rând, nu știu ce. Asta vreau să știu. Nu zic, nu vă acuz. Nu, vă întrebam ce ați obținut. Stați un pic, stați un pic. Asta deci nu trebuie să mă întrebați pe mine ce am obținut eu, pentru că eu nu mi-am pus drept scop să obțin eu ceva. Eu mi-am pus drept scop ca să apăr cetățenii Republicii Moldova drepturile cărora sunt deci îngrădite. Asta mi-am propus eu și vreau să-i ajut și în continuare ca acei oameni care toată viața au lucrat în Republica Moldova, 20-30 de ani, care au făcut țara noastră, au construit-o și pentru dumneata și pentru mine. Și acum au ajuns la 70 de ani ca să primească pensia de 600 de lei, ca nu le ajunge pentru o bucată de pâine zi de zi. Asta este scopul pe care l-am propus. Evident, la sfârșitul meeting-ului a fost aprobată o rezoluție cu anumite cerințe, care la prima oră luni dimineața va fi transmisă atât Parlamentului cât și Guvernului, cu cerințele celor care au participat la meeting, vom încerca pe parcursul săptămânii viitoare ca să dialogăm cu responsabilii din aceste structuri și în cele de urmă ne-am luat angajamentul ca să transmitem, să informăm cei care au participat la proteste despre atârnarea sau modul de abordare a guvernanților și de comun acord vom lua o decizie cum merge mai departe. Domnule Corocean, cel puțin mă bucur un lucru că nu ați folosit
abrevierea partidului pe care îl reprezentați astăzi. Asta când spuneți dumneavoastră ar trebui să spuneți că în comparație cu cele partide, cu celelalte partide care se află în Parlament, care niciodată nu ezită. Nu i-am văzut la proteste cel puțin zilele acestea. Păi, dar n-o să vină. Ați vorbit despre protestele și în alte localități. La telefon este colega mea Viorica Postolache de la Bălți, care ne spune cum au decurs astăzi protestele sau cel puțin câți oameni s-au adunat astăzi la Bălți pentru a protesta, pentru a le transmite un mesaj autorităților, guvernanților. Viorica, bună ziua, te ascultăm. Câți oameni au ieșit la protest astăzi și ce au cerut ei? Bună ziua! Intențiile organizatorilor de a desfășura un protest la Bălți a eșuat. Totul s-a prezumat la niște declarații făcute de reprezentanții Partidului Social Democrat din localitate care și au fost inițiatorii. Viorica, ne auzi? Da. Câte persoane au fost la Bălți? Aproximativ 30 de persoane s-au arătat interesate să participe la aceste acte de protest. Ai discutat cu ei? Ce ți-au spus oamenii? Sunt de acord cu ce au propus sau cel puțin cu ce au protestat cei care au venit cu mesajul, care au prezentat sau nu? Oamenii s-au arătat interesați cu toate acestea. Ei spun că prea târziu organizatorii acestor acțiuni de protest au inițiat această acțiune. Am înțeles, Viorica, îți mulțumesc mult. Revenim după o scurtă pauză să discutăm despre sindicate, despre ce ar trebui să înseamnă și cu ce scop, cum ar trebui să arate protestele și dacă un protest în ziua de astăzi și în condițiile actuale ale politicii, ale situației economice, mai sunt eficiente. Revenim după o scurtă pauză. Am revenit în studio. Domnule Caldare, vorbeam despre eficiență, necesitate și cât de, mă rog, eficiente sunt protestele în general în Republica Moldova, să luăm în comparație cu alte state unde atunci când se organizează un protest, atunci când sindicatele într-adevăr vor să apere cetățeanul, o și reușesc. Nu se întâmplă același lucru și în Republica Moldova. În Republica Moldova protestele sunt foarte eficiente, consolidează în jurul unei idei, unei teme, populația. Dacă iese în stradă 60, 70, 100 de mii de oameni, atunci efectul e foarte serios. Noi am avut pe 7 aprilie cu număr mai mic de persoane un efect foarte serios, care a fost foarte bine și eficient dirijat, pregătit, deci după un scenariu bine gândit. Dar e important altceva. Protestele sunt doar unul din instrumentele politice, instrumentele care sunt folosite de sindicate, de ONG-uri, de partidele politice, de persoanele care nu le indiferentă soarta societății. Dar ele nu sunt cele mai eficiente. Dar ele trebuie să existe și trebuie să fie alături de alte instrumente. Ceea ce ține de situația cu tarifele, domnul Coropceanu a spus că tema de astăzi au fost tarifele vis-a-vis de guvern sau autoritățile publice locale, de centrale și locale. Domnul Coropceanu, credeți-mă, efectul acțiunii de astăzi o să fie zero. Pentru că dumneavoastră încercați să formulați problema autorității publice centrale care a și generat-o. Înțelegeți dinamica, dacă vorbim în cifre, persoanele mai vulnerabile, social vulnerabile, depind foarte mult de fondul social. Dacă în 2009 noi am strâns în fondul social practic toți banii care au fost planificați în buget și deficitul a fost, pare mi se, ceva în jurul la 25 de milioane de lei. În 2010 noi am ajuns la o deficit de 200 milioane lei și acești bani, prin rectificarea bugetului, i-am luat din alte compartimente. Anul acesta, după 8 luni, noi avem deja deficită de 600 milioane și credeți-mă, până la finele anului, noi o să ajungem cu 700-720 milioane deficite în fondul social. Asta, comparativ cu volumul fondului social, 3,6 miliarde lei. Deci noi deja suntem într-o stare de catastrofă. Ei nu știu,
guvernanței nu știu să gestioneze fluxurile financiare, ei nu știu să gestioneze, să administreze legislația care ar minimiza efectul negativ pentru aceste pături sociale. Și dumneavoastră, dacă o să le lămuriți, oameni buni, noi peste 2-3 luni ajungem într-o stare de catastrofă totală, pentru că banii o să iei nu din buzunar președintele, vicepreședintele Parlamentului sau mai nu știu cine. O să iei de la doctori, de la învățători, de la alte pături care sunt finanțate din buget. Problema constă nu în atragerea atenției, nu în puntarea problemei. Problema constă între aceea că trebuie să depistăm persoanele care nu sunt în stare să gestioneze această țară și să-i schimbăm cu alții. Poate a dat Dumnezeu și or fi mai capabil. Peste vreo 20 de ani poate vom găsi persoanele într-adevăr cele necesare. Domnule Racoviță, vreau să vă întreb, ce ați cerut și cum vedeți dumneavoastră soluționarea problemelor pe care le-ați scos astăzi în evidență? Dacă ați găsit soluții clare, nu doar așa cum se mai întâmplă la noi în Republica Moldova. Avem strategii, avem soluții, le-am pus deoparte, le-am desenat, lumea știe că le avem. Să vedem clar care au fost problemele, ce ați găsit, care este soluția, dar într-adevăr o soluție viabilă, să aibă un suport atât legislativ cât și financiar. Deci cuvântul ăsta soluție prea des sună acum. Bine, nu pot înlocui, nu putem șterge din vocabular, doar că cineva și-a pus denumire la mișcare. Unei soluții, de aceea și ne-am adresat și la cetățeni, pentru a ieși ca în comun. Noi avem o viziune. Ce probleme sunt și care sunt căile de rezolvare, da? Dacă vorbim de Termocom, noi de mult și colegii din Partidul Social Democrat și noi am declarat că nu sunt atât de mari cheltuielile pentru a reface acest monstru ca să-l modernizăm și atunci să fie tariful și mai mic. Deci noi ieșim nu numai cu problemele, le identificăm și le arătăm, dar venim și cu soluții. Și cum să se rezolve aceste probleme? Eu cred că colegul meu, domnul Coropceanu, având rezoluție chiar cu sine aici, poate să vă spună niște detalii mai concrete. Am înțeles. O să-l ascult și pe domnul Coropceanu. Vreau să vă întreb, cu Termocomul ați menționat, cum vedeți dumneavoastră soluționarea problemei cu Termocomul? Ați spus că deci sunt tehnologii absolut noi și eu am fost posedând și limba engleză, am făcut facultatea de limbi străine, și cunoscând foarte multe companii din China, unde am stat o perioadă de mai bine de un an jumate și cunosc foarte mulți, și anume în acest domeniu, atât noi ca sindicat, cât și Partidul Social Democrat, avem destule firme și puternice care ne-au spus care este ieșirea din situație și care sunt noile tehnologii. Deci nu trebuie să ardem gaz ca să producem abur pentru a învârti turbina, ca să ne dea și așa mai departe și așa mai departe. Asta este o tehnologie foarte veche, care nu se mai utilizează nicăieri în lume. La noi a rămas. Pentru modernizarea, să zicem, termocomului, la estimările care au fost făcute, la primele estimări au fost făcute, este vorba de 3-500 milioane de dolari. Deci, și lucrul acesta, eu cred că, fără un împrumut din afară, este nevoie de modernizarea termocomului sau a centralelor care furnizează atât căldură cât și energie electrică? Ceturilor, pardon, aici aveți absolut de dreptate, ceturilor, nu termocomul. De unde ar putea lua autoritățile 300-500 de milioane când cu greu găsesc bani pentru cetățenii săraci? Termocomul este aceeași căpușă ca și ANRE, deci este o verigă între prestatorul de servicii și cel care... Permiteți să dau o replică, domnul Coropceanu. Să spun de unde o să iei banii. Eu tot replică la acest subiect aș vrea să-i dau. Închipuiți-vă că dumneavoastră încercați să modernizați ceva și alocați 2,6 milioane sau 2,7, o să concretizez cifra, milioane euro pentru studiul de fezabilitate aprovizionarea cu apa a Chișinăului. Dar dumneavoastră nu aveți soluție și proiect sau proiect tehnic pentru care să faceți acest studiu de fezabilitate. Deci, pur și simplu, dacă nu spălați acești bani cu studiul de fezabilitate, dar investiți în
concret în modernizare. Proiect concret. În modernizarea unui proiect concret. Sau până la urmă, cel puțin în pregătirea părții tehnice a proiectului tehnic de modernizare și după aceasta discutăm care e situația cu... Bine, vă dați seama cum poți face un proiect fără un studiu. Deci, dar nu poți să faci un studiu de fezabilitate, nu poți să ai până nu ai soluția tehnică. Deci trebuie să concretizez. Trebuie să fie un caiet de sarcini. Primăria a să-ți face acest lucru. Și iată vă poftim, 2,6 milioane euro, ia cât doar un moment, domnul Corăpceanu, și vorbim cu dumneavoastră. Banii ăștia, 300 de milioane, 2,7 milioane, pe urmă unde merg? Cine îi răscumpără? Nu tot cetățeanul simplu? Da. Păi nu da. Toți vor fi băgați în tarif? Da. Da, dar tocmai aici vroiam să ajung, pentru că în ziua de ieri, un alt partener de al nostru, Asociația Protecția Consumatorului, a primit răspunsul de la Curtea de Conturi, pentru anul 2009 și 2010, prin care Curtea de Conturi ne explică cum în anul 2009 și 2010 cetățenii Republicii Moldova, mai bine zis locuitorii municipiului Chișinău, au plătit 1,5 miliarde de lei nejustificați, incluși în tarif. Iată unde-s. 1,5 miliarde de lei. I-am plătit noi cu toții, nejustificat, introduși în tarif. De ce? Și iată aici vine întrebarea ce îi spunea acum domnul Caldar. Da, dacă ieșeam astăzi și strigam jos guvernul, am fi fost, sau ar fi fost spus, uite, un partid extraparlamentar caută dividende politice. De asta am exclus mesajele politice. Dar... deci, de ce s-a primit și în anul 2009-2010 cu acest 1,5 miliarde și continuă să fie mai departe? Pentru că cel care primește astăzi tariful, aprobă tariful, este Agenția Națională de Reglementare Energetică. O structură autonomă care își execută activitatea în baza doctrinilor liberare. Deci prețurile care sunt date de către furnizorii de servicii comunale, ei doar în baza prețurilor, este în baza cifrelor, aprobă tariful. Nu fac verificarea complexă a celor care solicită majorările. Și iată, din cauza asta, cel care solicită Termocomul, Moldova Gaz, eu știu, cineva, ceilalți, deci dânșii vin cu solicitările argumentate așa cum se gândesc ei, introducând acolo dobânzi bancare, diferite pierderi de rețea, etc., 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 și de la aici tariful uite devine mai mare. Acum, cât ține de meeting-ul de astăzi, tocmai una dintre solicitările care vor fi transmise guvernului este stoparea activității Andreului, deci schimbarea structurii guvernului, constituirea în componența guvernului a Ministerului Energeticii și Gospodăriei Comunale. De ce? Pentru ca să vie o structură guvernamentală care să-și asumă responsabilitatea de aprobare a tarifelor față de cetățeni. Și care va fi diferența, domnule Corăpceanu, între ANRE și un minister al energetic? Da, vă spun. Mai facem o structură ca să-i plătim și pe ei din buzunarul nostru? Categoric nu. Pentru că astăzi ANRE-ul aprobă tarifele pe care le aprobă, oamenii se plâng guvernului pentru că oamenii nu au ales ANRE-ul. Oamenii nu au ales componența ANRE-ului. Oamenii au ales deputații în Parlament care formează guvernul. Oamenii și-au spus, și-au expus anumite speranțe față de oamenii respectivi. Iar dinși în campanie electorală au venit cu anumite promisiuni. Și iată în momentul în care responsabilitatea pentru prețuri este transmisă ANRE-ului, deputații și guvernul spune că dar noi nu putem să influențăm. Dar stați alea, că oameni buni. Dar cine răspunde de nivelul de trai al populației? Dacă tu ai venit cu anumite promisiuni, dar dacă tu te faci responsabil de nivelul de trai al populației, atunci trebuie să fii capabil să-ți asumi responsabilitatea de aprobare a tarifului în dependență de posibilitatea și capacitatea de plată a populației. Nu poți să-i dai un tarif de 1,5-2,000 de lei persoane care are venituri de 600 de lei. Domnul Corăpceanu, știți, anul trecut guvernul a format încă o structură nouă categoric ineficientă. O agenție pentru eficiența energiei și energiei recuperabile, ceva de genul acesta. Au fost alocați bani din buget. Dar, la momentul de astăzi, noi în Moldova, nu avem niciun laborator care ar dispune de tehnologii
utilaje, metodologii care ar depista și ar veni cu propuneri concrete ce și cum trebuie să facem. La nu, unele întreprinderi nici nu avem accesul chiar acolo. Nu este nevoie să mai formăm o structură. Trebuie să eficientizăm ceea ce avem la moment. În cadrul Ministerului Economiei, defortificat puțin subdiviziunile care se ocupă de complexul energetic, și de mers înainte cu ceea ce avem, pentru că dacă noi o să mărim foarte mult autoritățile publice centrale, până la urmă urmei, noi acești bani o să-i luăm iarăși de la pensionari, de la cei... Deci uitați-vă care este logica. Deci eu nu vorbesc acum de apariția unei structuri în plus, care iarăși va veni să cheltuie bani, etc., etc. Eu vorbesc acum, pe de o parte, de apariția unei structuri care preia responsabilitatea față de oameni, pe de o parte, pe de altă parte, eficientizarea cheltuielilor din toate celelalte. De ce? Pentru că astăzi, cu întreprinderile de stat din sectorul energetic, răspunde și un minister, și al doilea, și al treilea. Bine. La aceste întreprinderi sunt consilii de administrare. Sunt consilii de administrare care nu se impun în modernizare, în transformare, eficientizare cheltuielilor, un management nou și așa mai departe. Domnul Crăuia, ca exemplu, o secundă doar, ca exemplu, avem primăria municipiului Chișinău și avem Termocom. Ați auzit dumneavoastră vreodată consiliul de administrare care este compus din consilierii din primărie să vină cu noi idei, cu noi proiecte de modernizare a termocomului, de eficientizare, de schimbarea managementului? Nu, nu. La noi discuția poartă un caracter abstract. Deci noi vorbim despre niște lucruri abstracte și cetățeanul care stă în partea cealaltă a sticlei, el nu tot timpul prinde unde e problema. Dacă noi, până la urmă urmei, o să încercăm să vorbim despre generatorul problemei, de ce persoanele care nu știu să gestioneze aceste întreprinderi nu sunt date la o parte? Care este, de ce iau așa o dorință de a se ține de fotoliile în care se află și care este necesitatea flărilor acolo? Corect, dar avem nevoie de o primă etapă, domnul Căldare, pentru că ceea ce discutăm noi de dezvoltare... Bine, de altfel. O secundă. Deci aceea trebuie domnul de făcut în momentul în care... O să continuați mai departe discuția, dar în afara emisiunii și o să vă adresați o întrebare. Vă rog, domnul Coropcean, pe scurt... Doar 5 secunde. Deci ceea ce vreau eu să spun acum este că toată modernizarea de care discutăm trebuie să înceapă din momentul în care fiecare locuitor a țării noastre are acel minimum necesar de care să supraviețuiască. În momentul în care astăzi noi avem 600.000 de oameni care trăiesc sub minimul de existență și ei sunt sortiți unei morți lente, nu putem să discutăm de asemenea lucruri. Bine, de probabil, asta trebuie probabil acum să caracterul protestului trebuia să solicitările să fie de majorare a pensiilor, a salariilor. Tarifele, mă rog, sunt discutabile, fiecare are argumentul lui, este prețul de achiziție, prețul de vânzare, sunt acele pierderi despre care noi, consumatorii, nu putem înțelege de ce trebuie noi să le acoperim în condițiile în care este un gestionar, este o întreprindere care trebuie să și le asume. Domnilor, vă mulțumesc pentru discuție, vă mulțumesc pentru pozițiile pe care vi le-ați expus. Sper că cei care au vizionat emisiunea au înțeles punctul dumneavoastră de vedere și au făcut propriile concluzii și vă spun o zi bună. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Publica TV și nu uitați, spuneți ce gândiți.